toate? Ai curajul să riști totul? Joacă Dublu sau Nimic. Dublu sau Nimic în deșteptarea astăzi. 800 de euro este premiul acestei dimineți și poate ajunge la Constanța. Ionuț e cu noi. Bună dimineața! Salut, Ioane! Bună dimineața! Bună dimineața! Salut! Salut! Ce faci, Ioane? Ionuț? Pregătire, deci muncă, dar mai târziu așa. Da. La mulți ani cu anticipație de Sfântul Ion. Mulțumesc frumos, cam de vreme totuși. Nu contează, să fie. Da. O zi. Dacă cine e știu? Și cu premiu, e perfect. Da, cine știe cum mai vorbim noi, așa că să fie. Dacă ai fost cu minte, normal ar trebui să câștigi premiu. Că... Auzi, ce ți-a adus Moș Nicolae? În auzi asta? Dulciuri. În afară dulciuri. De... Dulciuri, uite cum a devenit atent colegul. Deci a fost Moș Nicolae pe la tine? A fost, avem. Eu credeam că noi suntem Moș Nicolae, păi atunci nu mai e valabil, cine știe. Moș Nicolae trece întâi pe la toată lumea de pe pământul ăsta și după aia vine la tine lumea. Pentru că dacă ar veni întâi la tine, dar mai rămâne dulce pentru nimeni. N-a fost? Nu. N-ai fost, am fost cu minte. Bine. Da. Zi, Ionuț. Vă ascult. Deci tu acum ești pe trezire, adică încă nu muncești, n-ai treabă. N-am treabă. Bloc starter. De singur pari, ești singur, nu? Că nu mai aud. Sunt singur, da. Am înțeles. Acestea fiind zise, să înceapă concursul. Pune și piesa singur, atât de singur. Da. 100 de euro. La ce oră te duci la serviciu, Ionuț? Asta nu e... Aproximativ pe la 1. Încep la 2. Ce-ți mai merge? Noi venim pe la 6. Da, îmi imaginez. Și la cât termin? Azi am doar 3 ore, sunt profesor. Uite, vezi. Da, se pregătește înainte. Eu simt nevoia să iau apărarea profesorului. Da. Profesor de? Da. Istorie. Pe cazul nostru. Azi n-avem istorie, auzi. Azi n-avem istorie. Da? Nu e în orar istorie. Dar ce frumos era să fi fost. Domnule profesor, permite să vă adresez prima întrebare. Azi. Vă rog. Ce sport a practicat Ivan Pațaichin? Canoie, ăsta, caia canoie. Că nu mai nimeream. Canotaj. Canoie. Le-a spus pe toate. Dole, cel profesor, mai bun răspuns de până să acum. Te punem în promo? Ai răspunsul, e bun, e corect, ai câștigat, dar canoie este foarte bun. Să știți că mai îmi ies și la ore bâlde de-astea. Foarte atunci mișto. Când mă grăbesc sau când sunt foarte emoționat. Se întâmplă, n-are nimic. Te iubesc elevii? Da. Da? Zicăm da. V-a plăcut. Domnul profesor, aveți 100 de euro. Da. Mulțumesc. Da. Puteți să-i dublați, să faceți 200. Evident. Mergeți evident mai departe, da? Da, bineînțeles. Păi ce am avut și ce n-am avut. Acum. Ia să vedem. Și ce am pierdut. Da. 200 de euro. Asta e din literatură. Nu, n-a picat pe literatura azi. Ionuț, pentru 200 de euro. Da. Întrebare teoretic simplă. Zice că practic. Spune-ne câte cărți de joc sunt într-un pachet obișnuit, fără joc. 52. 50, fără Joker, 50. Nu, 52, pardon, 52. Canacanoe? Canacanoe. Sunt 13 ori 4, da. Da. Deci... Era să... Da, literatură. Da, literatură, da. Experiență practică. Bravo, domn profesor. Era să o dați de gardă, să răspunzi repede bine și pe urmă... Care-i jocul de cărți favorit? Macau. Nu, n-am mai jucat Macau de când eram mic. Eu mai se joacă cu ce mici. Cu copiii, da. Da. Nu, nici eu n-am mai jucat, evident, da. Macau. Un joc bun, Macau. Mm-hmm. Da. Da. Foarte popular. Ionuț, ai 200 de euro, mergem la 400? Mergem. Ce simplu, merge. Da, mă, dăm, păi, da, 400 de euro. Și asta ar trebui să fie simplă. Și asta ar trebui să fie foarte simplu. Acum, da, depinde. Atenție, Ionuț, că nu e complicată, e formulată mai... Așadar, pentru 400 de euro, Ionuț, ce roman SF faimos, scris de Frank Herbert, a fost ecranizat de regizorul Denis Villeneuve într-un film lansat în această toamnă? Dune. Dion?
Deci, nu, cu romanele SF chiar nu, nu, a, nu le-am. Păcat, nu, i-au trecut emoțiile domnului profesor. Ai văzut, te mai sigur acum. Da. Nu, dar trebuie să citești neapărat, Dion. Apropo. Da. Da. Dar măcar să vezi filmul. Ok. Adică, băi, nu e... Filmul e bombă. Să vezi cărțile. E mai bun decât cărțile. E mai bun decât cartea? Filmul. E doar prima. Da, mai e din el. Mai adică de-abia a fost de prima serie. Parte, dar... Nu mă, dar e mai bun filmul decât cartea sau e cartea e mai bună? E greu de spus, că n-auzi că nu e tot. Așa, aparent, e mai bun filmul. A răspuns corect? Da, răspunsul e corect, Dion. Bravo. Asta doar că mă mai interesez de aparițiile cinematografice, că altfel chiar n-aveam nicio treabă. Ai văzut, eu de-aia am formulat-o ca să fie bine pentru toată lumea. Da. Dar eu nu să citești totuși seria Dune, este epocală, adică e de referință. Cred că Moș Nicolae vine la tine cu tot premiul astăzi. Ia zi, Captana, ce facem, Ionuț? Mergem mai departe. Pregătește piesa singură, atât de singur. Domn profesor își ia liber astăzi. Nu, cred că soția totuși mă ascultă. I-am comunicat că voi fi în direct și probabil că mă ascultă. Și are emoții acum. Să nu-i răspunzi la telefon, să nu-i răspunzi la telefon. Că știm ce se întâmplă. Sună nevasta și zici, oprește-te imediat. Nu. Acum, păi, următoarea întrebare s-ar putea să aibă legătură și cu soția. Banii nu sunt o problemă. Bine, deci ferm, mergem la 800 de euro. Da, da. Hai. 800 de euro. Călătoriți, Ionuț, tu și soția ta? Destul de mult. Nu avem copii și cam asta facem, ne plimbăm. Atunci ai șanse foarte mari să cunoști răspunsul la această ultimă întrebare de astăzi, 6 decembrie, Moș Nicolae, Europa FM. Ionuț, pentru 800 de euro, în ce oraș din Italia se află obiectivul turistic Balconul Julietei? În Verona. Domnilor, nu te-ai grăbit un pic? Veneția? A? Cum crezi că e mai bine? E mai logic în Veneția? Păi, era și o piesă de teatru, doi tineri din Verona. Erau cred. Doi tineri din Verona. Păi și erau veronezi sau erau venețieni? Haide, mă, asta nu termină cu prostiile, avem un câștigător! 800 de euro! Mulțumesc! Bravo, maestru! Felicitări, Ionuț! Mulțumesc! Bravo! Așa domnule, se face. Nota 10 cu felicitări! Ce înseamnă încrederea? Mulțumesc. A intrat, a mers până la final, a luat banii... Da, foarte fără nicio emoție. Aseară ți-am luat cercei. Păi, credeți-mă că de foarte multe ori ascultam pe cei care intră și aveau șansa să intre la concurs și nu știau răspunsuri care mie mi se păreau banale și eram destul de ofuscat pe chestia asta. Dar ai văzut ce se poate întâmpla acum din cauza emoțiilor? Da, și noi, la corect, fel, când clar. Știm răspunsurile ei și noi ne enervăm foarte tare. Da. Bine, Ionuț, fă-ți un selfie și dă-ne și nouă fotografia, o să-ți comunice Marcela cum se face treaba asta. Felicitări, okay. 800 da. De euro, ai început săptămâna bine, a venit moșul, soția, a venit moșul. Soția cred că s-a așezat undeva, dacă te ascultă. Ceva dulciuri cu 800 de euro. Da, a primit și de dimineață. Bine, da. Felicitări, bravo Ionuț. Bine. Bravo, Ionuț. Mulțumesc mult! Dublu sau nimic, cel mai deștept concurs radio, revine mâine în Deșteptarea la Europa FM.